Bună, v-am zis că o să revin foarte curând și a revenit și cu unboxing-ul. Cumpărăturile sunt din campania cu numărul 2 și 3, dacă nu mă înșel. Sper să nu fac vreo gafă. În campania cu numărul 2 nu am avut foarte multe lucruri. Mi-ar fi plăcut să vi le iau pe rând, Asta este o gentuță din campania cu numărul 2. Și când am primit-o, am fost foarte dezamăgită de ea. A costat 110 lei, ceva de genul. Dar după ce am purtat-o, am început să-mi placă atâta de mult încât nu mă mai pot despărți de ea. Și vine cam așa. Acesta este fundul la geantă. Este o geantă care chiar este drăguță, practică, de efect așa. Și îmi place foarte mult și mă bucur că am cumpărat-o, deși v-am zis prima oară. Nu mi-a plăcut. Are aici buzunarele clasice pe stânga și pe dreapta și este chiar destul de încăpătoare. Oh, ce mi-am mai cumpărat eu? Dar v-am zis, mi-am mai cumpărat din campania cu numărul 2. Mi-am mai cumpărat un parfum, de fapt un set cu parfum, cremă și deodorant, care a fost 69 de lei, dacă nu știu. Crema am făcut-o cadou și mai am deodorantul și parfumul. Nu am mai folosit acest parfum divin de foarte mult timp. Cred că de vreo 2-3 ani nu l-am mai achiziționat. Hai să vă arăt și sticluța, deși cu siguranță o cunoașteți multe dintre voi. Așa arată. Este un parfum fresh, foarte potrivit pentru. Mi-era dor de el. Miroase chiar bine, chiar mi-era dor de acest parfum și voi potrivi pentru acest anotimp și este apă de toaletă. Însă mirosul lui pe pielea mea persistă destul de bine. Mai am aici un parfum Eclat Mademoiselle pe care am fost foarte sceptică să-l cumpăr pentru că am văzut la fete care l-au cumpărat că banii nu știu cum, banii nu știu ce și am fost destul de sceptică. Însă am zis hai să-l cumpăr și mă bucur că am făcut această alegere. Este un parfum foarte plăcut, mie îmi place foarte mult, un parfum floral. Mirosul persistă destul de bine și acesta este tot apă de toaletă și l-am cumpărat împreună cu un inel cu 59 de lei. Vă arăt și inelul. Acestea au fost din campania cu numărul 2. Dar eu le-am băgat toate aici într-o cutie, dar mi-aș fi dorit să vi le arăt așa din 2 și din 3, dar o să vi le arăt așa aleatoriu. Acesta este din campania cu numărul 3, o geantă, încă nu m-am uitat la ea. Nu am o geantă albă și am zis că hai să-mi iau și eu o geantă albă. Și am văzut această geantă la ofertă la 59 de lei. Și așa arată interiorul. Se închide cu o capsă și aceasta este bareta lui. Este destul de scurtuță. Mi-ar fi plăcut să fie mai lungă. Sau, nu știu, poate mi se pare. Eu v-am zis să prefer gențile pe care mi le ajustez eu singură, mi le fac exact cât consider eu. Nu-mi place. Mi-ar fi plăcut să fie mult mai lungă și din cauza asta o voi purta sub formă de plixă, voi căuta o altă curea, plus că acest material nu-mi place absolut deloc. Este așa, dar de 59 de lei și cu reducerea de 40% să zici că merită. Mi-am mai cumpărat încă o geantă. Sunt nebună cu gențile, am nu știu unde să le mai pun, am genți de nu știu când să le folosesc și unde să le pun. Am mai luat această geantă, care mi-ar fi plăcut să fie mult mai măricică, mult. Să fi fost un pic mai măricică. Vine în două compartimente. Mare aici, îmi place că este separat așa.
chiar îmi place acest lucru. Dar în poză părea un picuț mai mare. Aceasta este cureaua lui. Și aceasta, din fericire pentru mine, se ajustează. Este cam subțirică cureaua, dar îmi place aceste detalii mov pe margini. Și cred că pe această geantă am dat 110 lei. O găsit în campania cu numărul 3. Am mai cumpărat aici un tricou, l-am tot văzut eu de anul trecut, am vrut să-l cumpăr, dar n-am știut ce să fac. Este destul de mare, îl luam mărimea mea el, dar mi se pare că este cam mare și este un material destul de... Este materialul moale, dar este un material destul de subțire și de transparent și eu dacă sunt puțin mai plinuță, nu prea merge să port chestia așa transparentă, că nu dă bine. Este 100% polister, made in China, nu știu. A fost 30 de lei, dar eu nu-l prea recomand, pentru casă este, nu știu, ok, dar de ieșit afară, mergi prin ora, nu știu, eu nu cred că îl văd folosi așa. Am mai cumpărat aici o cămașă de noapte. Este destul de șifonat, așa cred că este materialul. Aceasta a fost 49 de lei, dacă nu mă știu, redusă. Nu știu cât îmi place, cât nu-mi place. Din păcate, hăinuțele sau mai apar diferite chestii de genul ăsta, un cardigan, o chestie de genul ăsta, cum e această cămașă, un tricou, nu sunt foarte calitative și nu înțeleg de ce sunt așa de scumpe. Chiar nu înțeleg, adică am luat aceasta cu 50 de lei, dar cu 50 de lei, nu știu, v-am arătat în celălalt video, v-am arătat că mi-a luat un cardigan de la Stradivarius cu 39 de lei sau, nu știu, mi se pare un pic accesoriile un pic cam scumpe, nu știu de ce. Bine că avem noi reducerea aceea de 40%, de 35%, de 30%, de cât o fi, dar... nu știu, este un picuț cam scump. Am aici un inel, dacă am văzut în cutie de la parfumul Eclat. Am mai cumpărat aici un parfum, tot din campania cu numărul 3, Wonderflower. Este un parfum foarte floral. Miroase binișor. Cred că a fost 40 de lei. Miroase bine el. Dar nu prea este pe gustul meu. Cred că îl voi face cadou. Este tot o apă de toaletă. Nu știu că persistă mirosul, încă nu l-am folosit, dar nu prea este pe gustul meu. Am aici o pereche de cerceluși care am cumpărat în campania cu numărul 2 și cred că am dat în jur de 30 de lei pe ei. Mai de să vi arăt. Ups, a căzut ceva pe aici. Parte din cerceluș. Gata, l-am găsit. Așa vine cercelușul. Este din aceleași formă de inimioară. Sunt plăcuți ei. Îmi plac. Dar vă recomand ca dacă vă luați bijuterii de la Oriflame să nu faceți prostia care fac eu. Deși sper să încerc să corectez acest lucru. De fiecare dată când vă cumpărați produse, accesorinele, bijuterii, dați-le cu un lac transparent, pentru că altfel nu se le puteți folosi foarte mult. Din păcate, nu știu, am foarte multe accesorii de la Oriflame, cerceluși și așa mai departe, foarte frumoși, dar din păcate după ce îi port de câteva ori se strică, materialul se face urât. Și voi încerca să-i dau cu un lac transparent pentru că acesta îl protejează. Aici am și inelul de la parfum. Inelul arată foarte bine, chiar îmi place foarte mult, așa vine el. Vine foarte drăguț. Este așa în relief. Acesta l-am zis, l-am primit cadou. Aici am ceva din campania cu numărul 1 și vreau să vă arăt, pentru că a fost la ofertă la Nadal la 39 de lei, deși prețul lui este, nu știu, 90-100 de lei, dar este un produs care merită. Mie îmi place,
Este un tratament de noapte, nu este potrivit pentru, parcă de la 45 de ani în sus, nu știu exact, nu scrie aici, dar este un ser foarte super, mi-e place foarte, foarte mult, am folosit din el, lasă așa o piele foarte luminoasă. Supla, așa, chiar îmi place foarte mult și vă recomand acest produs, chiar merită să-l cumpărați. Ce mai am pe aici? Nu mai am foarte multe lucruri. Și în campania cu numărul 2 am cumpărat acel creion pentru sprâncene. L-am folosit foarte mult, zilnic, de atunci și se cam termină. Este nuanța deschisă mea, nuanța blond. Vine într-un capăt cu o pensulă, iar aici este creionul. Nu este el foarte, foarte cremos, așa arată nuanța, însă este mai deschis, vedeți aici. Pe urmă, ce mai am aici? Mai am două rujuri și două oje. Și cam atâta, cam acesta a fost unboxing-ul, a fost destul de micuț. Am două rujuri aici. Acesta este în ce nuanță oare? Nici nu văd bine absolut deloc. Chiar nu-mi dau seama. Acesta este sidefat. Dacă știam că este sidefat, nu-l cumpăram pentru că nu prea prefer eu culorile sidefate. Mă uit să vă zic culoarea. Acesta este mai plăcut, deși este foarte deschis, nu este cum îl vedem aici. Acesta este culoarea lui și se numește... Stați că ăsta e de la celălalt. Invisible Red, acesta. Și celălalt este Deep Purple, acesta mov. Au fost 12 lei. Eu nu sunt absolut deloc încântată după rujurile si, de fapt, nu mă prind deloc. Și mai am aici două oje de la The One, un albastru super frumos, care nu știu cât este de intens, opac. Mă interesează să ca și culorile să fie opace, să nu trebuiască să le întind, să las, să nu știu. De exemplu, rujurile din acelea spumă, muse sau nu știu cum se numesc că din gama de One nu le recomand deloc, nu sunt opace, nu sunt, nu știu, am eu câteva nuanțe, dar nu-mi plac deloc. Acesta este rosy nude, este chiar un nude frumos așa, pare destul de opac, vedem despre ce e vorba. Și acesta, să nu știu, vedem noi când e dat. Cam acestea au fost produsele pe care le-am cumpărat eu. Vă pup și sper să ne vedem cât de curând. Până data viitoare, v-am pupat, pa, pa!